poveste lungă, șiteabule, o poveste lungă. Mă bucur că pot vorbi de el. Știi de ce? Că n-am întâlnit pe nimeni care să-mi stea mai aproape decât pe Gheorghe Dinică. Suntem cetățeni onorabili, oameni de condiție, se poate. Mi-a fost un personaj extraordinar, Dinică. Dinică a fost actor în sensul cel mai înalt al cuvântului. Nu se poate, eu sunt persoană oficială. N-am mers în viața mea decât în accelerată și nespresuri. Singură încușetă, domnilor! Nu permit! L-am iubit și l-am respectat enorm, pentru că nu puteai să te și minunezi, să fii extrem de încântat, să te simți tu la rândul tău valoros când erai alături de el și jucai alături de el. Simțeai că la rândul tău ești bine. Da, e bine pe aici. Ăsta e drumul. Eram ca frații. M-a înțeles cum nu m-a înțeles nimeni. Știam că o să se întâmple așa. Avea o unicitate a lui de a trata lucrurile, un fel foarte personal de a vedea lucrurile și pe stradă, și la masă, la restaurant, și la lucru. Foarte, foarte neconvențional, de fapt. Uite, chestiunea asta nu e chiar așa de simplă pe cât s-ar părea la prima vedere. Cu Dinică, cu actorul cu care am lucrat cel mai mult și cel mai apropiat în toată viața mea, am vorbit cel mai puțin. Dumnealui, asta este imaginea mea și îmi va rămâne tot timpul, este actorul imens, de o generozitate, cum să-ți spun, extraordinară, care face pasul înapoi să te pună pe tine în valoare. Eu nu știu, nu mă bag, nu mă amestec. Era o natură dispusă și disponibilă pentru toate formele de a fi om. Eu am fost cineva la viața mea, domnilor. De-aia mă cunoaște și agentul. De fapt, toată lumea mă cunoaște. Am stănesc în anul 2 și am debutat la Teatrul Național într-un spectacol în regia Sandei Manu și atunci mă întâlneam cu domnul Dinică foarte des pe holurile teatrului și bineînțeles că mă lipam de ziduri pentru că mi se părea fantastic și atât de minunat să fac parte din colectivul teatrului și totuși din anul 2 de studenție, nu? Și îmi amintesc cu câtă generozitate și cu câtă bunăvoință, bunătate și mă oprea și mă întreba cum e la școală, cum e la institut, cum mă simt în teatru. Pentru ce urmează trebuie să schimb mișcarea, adică duc mâna la inimă, asta înseamnă afecțiune. În momentul când am ajuns în teatru, cum îți spuneam, și m-am trezit în cabină cu domnul Dinică, pot să spun că a fost așa și o spaimă, au fost niște sentimente ciudate și frică și bucurie. De aici a început o întreagă perioadă, pot să spun și să mă mândresc drept prietenie, pentru că i-am fost foarte aproape. Un spirit foarte liber și foarte direct. Și eu am fost puțin timorat, ca să zic așa, la primele întâlniri. No, ca un tânăr actor, normal că te simți un pic intimidat așa de... Dar lucrul ăsta s-a evaporat foarte rapid. Începând să lucrăm, îți dădea foarte multă încredere. Și era ca un coleg, pur și simplu. Pur și simplu te trata ca pe un coleg și asta îți dădea brusc o mare încredere și se crea o legătură umană și profesională foarte solidă, așa. Spectatorul nu-ți îmbrată fața, ori fața e tot. Dar cura să se vadă zâmbetul.
n-a făcut pe nebunul. A avut succese monstruoase și în străinătate, ieșite din comun. Eram pe scenă și parcă visam. Nici nu știam ce se întâmplă cu mine. La un moment dat m-au trezit niște aplauze din sală. Acelea au fost primele aplauze din viața mea. M-am suit pe scenă și parcă eram acolo de când lumea, mărturisea actorul Gheorghe Dinică despre uimitoarea sa experiență pe scândura scenei. Gheorghe Dinică a absolvit în 1961 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, la clasa profesoarei Dina Cocea. Între 1961 și 1967 joacă la Teatrul de Comedie din București în spectacole semnate de David Estrig, Moni Gellerter, Lucian Giurchescu, Radu Penciulescu, Radu Beligan. În 1968 va juca într-unul dintre marile spectacole ale deceniului al VII-lea, Nepotul lui Rameau de Diderot, la Teatrul Bulandra, în regia lui David Estrig. A debutat în cinematografie în 1963 în Străinul, în regia lui Mihai Iacob. A jucat în peste 70 de filme a unor cineaști precum Andrei Blaier, Radu Gabrea, Lucian Pintilie, Mircea Drăgan, Iulian Mihu, Mircea Daneliuc, Dan Pița, Șerban Marinescu. A fost răsplătit de-a lungul carierei sale cu numeroase premii și distincții, printre care doctor honoris causa acordat de UNATC și Ordinul Serviciul Credincios în grad de mare ofițer. Dânsul era născut și trăit în Giulești. Mi-a povestit, apucase bombardamentul american din 4 aprilie 44. Apucat să-mi povestească foarte multe lucruri de, apropo de perioadă. Eu m-am născut în leagăn de mătase la Cartum, pe Nil, în Sudan. Tatăl meu îndeplinea acolo înalta funcțiune de consul. Am făcut un spectacol despre Caragiale și l-am luat pe Dinică în rolul lui Caion, cel care i-a făcut porcăria aia lui Caragiale. Era o distribuție cu Jean Cazaban, cu Gărdescu, cu Florin Scărlătescu, cu Beligan, cu Floarea și Splendoarea maturităților actoricești ale Teatrului Românesc. Și în această societate de artiști cunoscuți și iubiți, l-am adus pe Dinică. L-am întrebat, măi, George, Gigi, ce ai tu astă seară? Păi ce înseamnă, n-am nimica. O să ai. Uite, noi ne întâlnim pe Furiș, intrăm aici în teatru și facem noi doi repetiția pentru rolul tău. După vreo oră de repetiție, Jules Cazaban îmi spune, măi, Dodi, iartă-mă, te rog, ce e asta ce face băiatul ăsta? Zic, domnul Cazaban, teatru bun. Teatru! S-a făcut liniște. După 2-3 zile a venit Cazaban și mi-a zis, ai avut dreptate. Eu nu știu dacă eu mai joc teatru așa maestru cum sunt. Povestea despre anii aia, povestea despre marile lui experiențe cu David Estrig, despre lucrul la Umbra cu nepotul lui Rameau. Direct am lucrat ca nebuni împreună. Și dacă el nu spunea, mă întreba, tu ce faci la noapte? Aha, vrei să repetăm? Păi da, și atunci repetăm. Că e un personaj extraordinar. Dinică mi-a spus, mă, Dodi, eu n-am prea făcut sport, că eu am fost întotdeauna mai în vârstă decât colegii mei la școală. Și atunci, știi, m-am fofilat. Dar acum, cu Madame Sibyl, n-am încotro. Da, a lucrat mult cu Madame Sibyl. A făcut o dezvoltare corporală senzațională. El avea deja în sânge să se exprime și în corp intenția de joc. Dar cu Madame Sibyl a dus-o la cui. Dintre actorii care se aruncă
oarecum între ghilimele, nu era cerebral să rezolve din cap totul. El se aruncase, îl costa, era emoțional, adică se arunca în scenă cu multă dinamică și multă pasiune. Nu exista această persoană cu o zi înainte să aibă spectacol, intra într-un fel de cantonament de tot, nu exista nimic decât spectacolul pe care îl avea. Nu cu lemne, nici cu jar se ațâță dragostea când pe cer e luna afar și apare pacostea. Am foarte clar, mi-amintesc perfect de momentele repetițiilor când era de o punctualitate extraordinară, generozitatea cu care ne onora și relațiile pe care le avea nu numai cu mine, cu absolut toți colegii de scenă și profesionalismul de care dădea dovadă. Asta, cum să spun, stăteam, chiar dacă nu aveam scene pe care le repetam, stăteam non-stop la repetiții, numai pentru plăcerea de a-l urmări, nu numai pe el, ci pe toți colegii din spectacol. Eram fascinată de domnul Litnică, absolut fascinată, pentru că, cum să spun, oferea creativitate, spontaneitate, adevăr, bunătate, v-am spus, de un profesionalism absolut impecabil. Juca teatru dintr-o convingere profundă. Era modul lui de a exista. Acest mod de a vedea teatru ca un mod de a fi, nu numai ca un mod de a face, a fost caracteristica principală a lui Gigi Dinică. Calitatea care mi-a rămas mie vis-a-vis de dumnealui este o calitate rară, este generozitatea enormă pe care o avea acest om. Și chiar în momentul, cum spui, când discuta, când juca, când îți oferea cu bun simțul omului, care nu te face atent că ți arată. Nu știu cum făcea, că și te împingea și te aducea pe drumul în care tu făceai bine. Și era bine. Mă așteptam la genul ăsta de întâlnire, pentru că nu poți să fii un mare actor, un mare artist, fără să dai dovadă de generozitate, de respect față de colegi, de respect față de scenă, față de meserie. Venea cu 3 ore înainte de spectacol, stătea în cabină, se îmbrăca în costum, se gândea la text, se pregătea pentru întâlnirea cu publicul. La machiaj ne acopereau, ne murdăreau ca să fim murdari, să avem o apariție. Și dura machiajul nu știu cât timp, o oră putea să dureze. Și după vreo câteva spectacole, spre rușinea mea recunosc asta, că n-am fost prea profesionist, m-am plictisit să mă tot murdărească și să mă spăl pe urmă. Și i-am spus machiorului, bă, gata, a trecut și premiera, a venit și m-a văzut și a înșermat spectacolul, gata, mai puțin, dăm și noi puțin. Domnul Dinică se machia ca la primul spectacol. Se uita la mine, o dată, de 2 ori, de 3 ori. Până la urmă a izbucnit supărat așa, certându-mă. Bă, dar ce tu, ai venit în cabina capitanului? Adică n-ai venit și tu în cală? Exemplul pe care îl dădea era o școală. Avea o mare sinceritate. De fapt, ca să reduc la câteva vorbe, avea o foarte mare sinceritate în rol. Făcea chestia asta cu mare onestitate și sinceritate, fără șmecherii. Nu se baza pe tehnică, pe construcții sofisticate și... Nu, pe onestitate, pe sinceritate în actorului, în adevărul puternic al scenei.
Dinică, de pildă, după o repetiție în care îi dădeam niște sugestii mai noi, mai nu știu ce, spune, acum mă lași în pace, acum trebuie să le înghit. Adică, el era tot timpul confruntat cu adevărul profund al lucrurilor de teatru. Din cauza asta, performanțele lui erau greu de uitat. Adevărul personajului intra în el. Și atunci el era acela pentru câteva minute. Și veneam cum deodată în el apare conturul uman al ceea ce îi povestise. Era foarte puternic. Vine limpede ca lumina zilei. Stăpâne mă iubește. Am să fiu bățos. Am să citesc numai autori politici. Am să-l zăpăcesc pe Tomiță. Am să frecventez numai lume bună. Am să fiu un om de timp nou. Avea un simț, un talent nativ, simțea ritmurile, dinamica, fără să fie aici într-un fel personal, pentru că veneau din el natural. Lucra cu regizorii în care nu numai că avea foarte mare încredere, pentru că este extrem de important în relația regizor-actor să fie o anumită încredere unul în celălalt, dar era extrem de dornic în a primi nu indicații, dar să existe discuții. Poate câteodată, eu știu, contradictorii, dar din asta se nasc lucruri adevărate și asta făcea, să spun că existau aceste discuții când venea la noi în casă și vorbeam despre scenariile respective. N-a venit niciodată de pe poziția la repetiție, de pe poziția, nici nu pot să zic a vedetei, nici nu se poate discuta de așa ceva, dar de pe poziția actorului vechi din Teatrul Național, să spunem. Umilința, modestia și bunul simț, asta probabil că l-au făcut și mai mare decât era. Niciodată n-a pornit de pe vreo poziție. Întotdeauna de asta spun, la repetiție, asta vreau să repet, a pornit odată cu noi. Discuția cu el nu putea să fie o discuție de jumătate sau o oră, când vorbeai despre personaj sau despre scenariu. Nu. Se întindea pe ore întregi, pentru că tot timpul era dornic să descopere anumite lucruri la care poate nu se gândise despre personaj. Fiecare rol nou care l-am lucrat cu Dinică a fost o descoperire nouă. Sigur că fiecare rol nou profita puțin de ce s-a mai adunat în rolul de înainte. Avea vulnerabilități și unele mici regrete apropo de carieră, de exemplu, zice, uite, de multe ori îmi reproșez faptul că eu n-am știut să refuz. Dinică avea un simț pentru adevărul comportamentului uman unic. Era și foarte deștept. Redea de multe lucruri care le vedea el la oamenii din jurul. Avea humor mult. Știi, când îi mergea greu, îi spuneam o glumă. Și redea și se destindea. Daneliuc a scris scenariul de la filmul Patul Conjugal pentru domnul Dinică. Și atunci foarte des venea la noi în casă să discute cu Mircea despre scenariu, despre rol. Un film absolut minunat în care domnul Dinică a strălucit.
Și de câteva ori am cerut voie să asist la repetiții, la discuțiile pe care le aveau despre personaj și despre scenariu. Și îmi amintesc că pur și simplu sorbeam, eram ca un burete care tot timpul, absolut tot ce se întâmpla în jurul meu era în continuare o lecție pentru mine, era începutul carierei mele și eram dornică să aflu cât mai multe și să învăț cât mai multe și am avut norocul să am de la cine să învăț. El avea o imagine de dur și din filmele românești și din teatru, dur, dar și comic, pentru că avea făcea și roluri de dur și așa era aparența lui, cu mult har pentru comedie. Am avut șansa ca anul următor, în 94, de fapt în 93 am filmat, în 94 a apărut pe ecrane filmul Aceastele Hamite, tot în regia lui Mircea Daneliuc, în care am jucat alături de domnul Dinică și pe platourile de filmare era absolut fabulos. Deci niciodată nu venea cu textul neînvățat. Țin minte că Mircea ne spunea tot timpul pe platou: de ce nu știi textul? Sau n-ai învățat textul? Uite, domnul Dinică, odată nu vine cu textul neînvățat. Și am avut scene întregi, secvențe întregi pe care l-am jucat împreună. Cu Mircea ajunsese la un moment dat nici să nu, cum să spun, să știe exact la ce se referă, la ce-i cere regizorul pe platou. Adică nici nu era nevoie să explice foarte mult, pentru că simțeau foarte bine, intuiau foarte bine ceea ce vrea să spună unul și altul. Și asta spun, am simțit și eu în lucru cu dumnealui. Există o anumită nuanță pe care dânsul o făcea perfectă, adică trecerea de la firescul de stradă la încărcătura teatrală. În firescul extraordinar pe care l-avea, pentru că pur și simplu te credea în toate filmele, credeai că e acolo, aducea și încărcătura personajului. Aia înseamnă geniu. Îmi amintesc de perioada extrem de importantă și de specială. Mă refer la un proiect care, din păcate, nu s-a finalizat. Era vorba de o superproducție regizată tot de Mircea Daneliuc. Ovidius se chema. În care rolul Ovidius era jucat de Gheorghe Dinică. Discutam amândoi și spun: uite, în scena asta, domnul Dinică, cred că ar fi bine să-l... foarte bine! Te-ai gândit, absolut minunat! Sau mie îmi spunea, zice: uite, aici cred că ar fi bine să spui așa, sau hai să tăiem replica asta, că nu sună bine. Urma să intrăm în filmări, domnul Dinică ne aștepta. Știu că și lăsase barbă pentru film și texte învățate, absolut totul era pus la punct și ni s-a spus că nu mai sunt banii din buget. La film era fascinant, dar în film la fel, este tot așa, vorba de onestitatea cu care juca, sinceritatea aia frustă și tăioasă. Datorită care a fost folosit și pe vremuri în anii 70, 80 și în anii 90. Eu cred că avea un tip de joc foarte modern și puternic pentru film și vocea lui e ceva cu totul și cu totul unic. Era, cum să spun eu, figura, vocea, dar toate astea fac... Eu sunt un întreg, nu poți să spui eu era un actor cu o figură pentru film foarte bună. Era un întreg asta. Înainte să intri pe scenă sau pe un platou de filmare, lași deoparte viața personală și asta se învață cu timpul, cu experiența.
Și dumnealui, cum să spun, făcea din plin lucrul ăsta, adică lăsa pe foarte puțină lume să pătrundă în universul său și în viața sa particulară. Nici nu cred că nici nu te interesa foarte tare. Era atât de impecabil în meserie că restul chiar nu conta, nu conta. Dar poate că n-am fost nimic niciodată. Cine poate să știe adevărul ăla care îți trebuie ție? Viața era pentru el un joc de teatru. Foarte serios. Viața e un joc cu moartea, băiatul. El a fost uitat oarecum. În timpul vieții vorbesc. N-am știut. N-am crezut, băiatul, că o să se întâmple așa. În ultimii 15 ani, aș spune, chiar mi s-a oferit destul de puțin față de cât ar fi meritat. A fost un actor cum n-am întâlnit al doilea, lucrând pe toate meridianele, cu nemți, cu francezi, cu atâția, cu atâția români. Unic. A fost un fenomen unic. Eram ca la mine acasă. Mă știau până și copiii. Toți actorii care călcau pe scândură în seara respectivă aveau parte de respectul dumnealui și de generozitatea dumnealui. Repet, generozitate. Îți doresc mult noroc. Tot ce se poate pentru a se menține amintirea lui Dinică în această societate românească îi face bine societății românești. Mi-a venit un gând. Eu acum sunt stăpânul vieții și al morții. Nu mai amintiri frumoase am. Nu mai amintiri frumoase. N-am nicio amintire. Câteodată mi le închipui. Persoanele dragi, le chemi. Când ai nevoie. Și este una din persoanele pe care le chem și pe care o simt alături de mine când mi-e greu. Știu că a murit ca un foarte bun prieten al meu și știu că eu am să mor ca un foarte bun prieten al lui. Inapt pentru moarte, semna general... un general. Gândea altfel puțin decât ceilalți din jur, nu în convenții. Asta cred eu și asta l-a făcut unic. Nici eu nu prea știam ce gândesc. Totul în mintea mea și pentru mine, tot ce a reprezentat Gheorghe Dinică în meseria mea este fabulos, este genial și mă bucur că Dumnezeu mi-a dat prilejul să am această întâlnire cu dumnealui. Copii. Nu mi-ajung cuvintele ca să spun că România a avut în personaj, în persoana lui Dinică, un mare artist. Eu nu mai merg. Rămâne mai să noptăm.